Încurajări puternice de pe margine pentru ambele concurente. Se duelează acum Elena și Adriana. Scorul este 3-2 pentru războinici. 3, 2, 1. I-am văzut pe concurenți că au înțeles care este spiritul Survivor. Au înțeles că trebuie să dea totul și să nu se menajeze. Și chiar dacă unii dintre ei, după ce au terminat traseul, s-au plâns că s-au lovit în anumite obstacole, au luptat și au demonstrat că sunt supraviețuitori. Revenind la meci însă, avansa acum pentru Elena este mai rapidă și se îndreaptă spre ultima groapă cu noroi. Bravo, Elena! Va arunca prima Elena. Să vedem cât de bine o va face. Reușește Elena, o primă lovitură bună. Mai tare! Avansa acum pentru Elena, continuă însă ratările de ambele părți. Aruncă fetele. Adriana reușește să bage o minge în coș și imediat vine și Elena. Avantaj în continuare pentru Elena, mai are nevoie de singură minge și aduce punctul pentru faimoși. Egalitate, 3-3. Superb meciul. Nu mai știu ce am făcut de traseu, pentru că m-am amețit din prima. Ok. Unde te-a lovit? În la cap. La primul obstacol? Exact la primul? La al doilea, când m-am băgat sub. Am dat cu capul în... Bravo, mulțumesc mult, doamne, ajută de dorit. Asta e atitudinea, bravo! Bravo, Elena! Bravo! Tu știi ce trebuie să faci, nu te mai lua după nimeni. Da, exact. Și respire și calmează, de asta e tot ce trebuie să faci. Eu mă calmasem, eu m-am enervat după ce am terminat, că am auzit... Nu contează. Da, am adus la tot. E un punct. Adriana, cine a zis aia? Exact. Adriana? Exact. Cine a zis? Nu mai contează acum să. Păi Andina a zis. Da, zis că ta la mie cu cerere, eu n-am zis. Nu, am zis numai da pe pilot automat. N-a zis nimeni ce zici tu. Întrebăm toți oamenii care au stat aici la tribună. N-a zis nimeni așa ceva. Nu mai da pe pilot automat. Nu mai dă pe pilot automat! Calmează-te, Adriana, calmează. Recuperăm. Asta e cel mai important. Voi dacă de împotrivă, când am zis că nu mai dă pe pilot automat, te-ai calmat și ai băgat. Te-ai calmat și ți-a mers bine, da. Ai băgat două după aia. Calmează. 3-3. Duel între Mihai și Andrei. 3, 2, 1. Ieri a fost ziua lui Mihai. A adus 3 puncte pentru echipa lui din 3 casee. De cealaltă parte însă Andrei este obișnuit să puncteze pentru echipa lui. Și acum are avans în fața lui Mihai. Intră într-o nouă cutie cu nămol și urmează groapa cu nămol. Plasa aceea care îi obligă pe concurenți să se târască prin noroi. Avans acum pentru Andrei, va ajunge primul la minți. Bravo, Mihai! E foarte ușor, oameni! Aruncă Andrei prima lovitură. Lovește inelul, dar sare mingea departe. Reușește însă cu a doua să puncteze. Este avantaj acum pentru Andrei, are două mingi. Două mingi are în coș deja, mai are nevoie de una singură. Mihai aruncă departe și aduce punct Andrei. Pentru războinici, a avut 4 lovituri, dintre care 3 și-au atins ținta. Avans din nou pentru războinici, 4-3 pentru echipa albastră. Normal, am sărit prost la bazin. Da, ai sărit cu capul băgat în pământ. Nu, trebuia să sar, să vină imediat. Da, te-ai băgat mult repede. O, să știu, am dat cu mâna de anumul. Am dat cu picioarele. Ce pasă de vin folosești? Dar ce ești așa frumos pe vin? Băi, aia asta e o mască de hidratare, nu? Toată lumea să se gândească la cum a dat el la final. N-am mai exact. Așteptat fiecare secundă. Bă, da, secundele da. Și deși te-ai dus după ultima, mai aveai una acolo lângă tine. Da, exact. Auzi, aia ultima am văzut cum a intrat.
Stai, mă. Stai cu mine, mă mai deranjezi pentru. Auzi, eu nu băgase niciun. Niciun. Da, măi, tot mart. Mă tace din sumoș ai? E da mart, mă. Și noi trei, asta e seria noastră, asta e seria noastră. Exact. L-am lăsat și asta e seria noastră. Haide. Da, până la capăt. Asta e seria noastră. Haide. 4-3 pentru războinici. Raul împotriva lui Remus. 3, 2, 1. Cei doi concurenți au fost învinși prima oară când au ajuns pe traseul acesta. Pe de o parte Raul de către Cristian, de cealaltă parte Remus de către Ghiță. Acum sunt la egalitate. Unul dintre ei va aduce punct echipei lui. Bravo, Remus! Tare, Raul, tare! Haide, haide, haide! Tare, Remus este nominalizat la eliminare, iar în această seară își va afla și adversarul cu care va merge în fața publicului. Hai, Remus, hai! Primul iese de sub plasă Raul și va arunca. Calm, Raul, calm! Se apropie și Remus acum. Aruncă primul Raul. Reușește perfectă lovitura din prima și a doua. Două lovituri senzaționale și a treia. Incredibil! Ce a făcut Raul? Aole! Trei lovituri, trei puncte și închide duelul. Este 4-4. Bravo! Ne jucăm. Arunci ei, arunci ei, nu stai să vezi dacă... I-am zis și mai devreme lui Mihai că cu o mână cea mai proastă, ori cu două, ori ca la bază. Și uite că, asta din câte, e fix ce ziceam noi atunci la fotbal. Ha, ha, că ce simt, nicio treabă cu basketul. Da, exact. Care, da, într-adevăr, e cu bol, trebuie să fie. Exact, ok, da. Bă, e foarte ușor. Și ideea este că e bine nici să dai treaba cu bol, adică să le dai acolo jap în buză. Bă, e foarte ușor finalul. Omul l-a simțit foarte ușor și a dat. Bine, am mai și intrat. Asta bă, e. Acum tot pentru ce intră. Pentru cei care intră a doua oară, crede-mă, este mult mai ușor. Cine a doua oară? Pentru cine în general intră a doua oară? Păi nu e așa a doua oară, zi-mi. Și la ei, da. Da, că... Îmi plăcea când ziceam eu asta, nu băga nimeni seama. Acum, cam greu a doua oară. Nu, e mai ușor a doua oară. A doua oară are cine asta experiență la fața ta. Meci echilibrat astăzi. Din nou egalitate, de data asta 4-4. Urmează duelul fetelor Elena împotriva lui Carmen Emanuela. 3, 2, 1. Elena a reușit să aducă un punct echipei astăzi, învingând-o pe Adriana. De partea cealaltă însă, Emma nu a punctat și a fost învinsă de către Graziella. Vedem acum dacă și-a revanșa Emma în fața Elenei. Avans mic pentru Elena. Va intra într-o nouă ladă cu noroi. Și acum groapa cu noroi. Sunt două obstacole, unul după altul cu noroi, în care concurenții se murdăresc foarte, foarte tare. Ajung în același timp fetele. Care va arunca mai bine? Care dintre ele? Care simte mai puțină presiune? Hai să vedem. Punctează Emma! Reușește Emma să bage o minge în coș și pe a doua, dar și Elena. Imediat, trei mingi în coș pentru Emma și punctul merge la războinici. Este 5-4 pentru echipa albastră. Bună, Emma noastră! Bă, Emma, bravo! Bă. Hai, da, hai, toată lumea aici. Hai, suntem războinici! Mai e nevoie? Mai dăm. Hai, Mihai. Bastă, Mihai. Hai, Mihai. 3, 2, 1 și fai moștri! Emanuel este singurul bărbat dintre concurenți care mai este curat. Asta doar pentru că în primă fază a fost lăsat pe bancă de către colegii săi. Se duelează cu Mihai. Este 5-4 pentru războinici. 3, 2, 1.
Mihai a fost învins prima dată pe traseu de către Andrei, așa că sunt convins că acum vrea Musai să-și ia revanșa în fața lui Emanuel. Cei doi sunt la egalitate și plonjează puternic în piscină, în noată, cu foarte multă viteză și forță. Mic avans acum pentru Emanuel, a recuperat Emanuel și iese din lada cu noroi. Mai are doar groapa. Va arunca primul Emanuel. Este 5 la 4 pentru războinici. A căzut Mihai acolo. Să vedem dacă își revine. Emanuel aruncă. Și-o face bine și-a găsit cadența Emanuel. O lovitură bună pentru Emanuel și a doua acum. Două mingi în coș, una și pentru Mihai. Două și pentru Mihai. Care va arunca? Lovește inelul Mihai. Din nou șansă pentru Emanuel. Ratează amândoi însă. Mihai se concentrează. Acum sau niciodată. Nu, ratează Mihai. Ratează și Emanuel. Care va reuși să aducă punctul? Este Mihai. Mihai restabilește egalitatea. Are noroc, reușește să închidă duelul acesta și este din nou egalitate. 5 la 5. Am văzut. Ai fost sigur, ai zis că intră repede. Ai dat-o pe treabă sigur, așa, trebuia să dai un pic mai... Când am văzut că el mai avea două acolo și eu aveam una singură mână... El n-avea minge și s-a dus după ele, te-ai aruncat-o pe aia, Iurea. Eu am zis să vin repede să o aruncat-o... Nu, erai și depunctată, că tu erai cu piciorul, după... Nu, am sărit. Ai sărit, dar nu se punea punctul ăla. Puține drumuri sunt perfecte. Mamă, mi-a venit asta tot. Da, am venit încet și după aia nu știam unde. Hai, grație, că e al tău punctul! La jocul ăsta mai îți pierzi tot. Te julești peste toți. Da. Am văzut că a băgat și el două. Nu, aia e rotat. Dar ce te uiți la ei, frate? Nu te mai uită la ei. Dar nu m-am uitat, am auzit. Ba nu, te-ai uitat, am văzut că te-ai uitat și ai aruncat la mișto după aia. Te-ai dat-o pe întorță, pe de NBA. Lasă-o, drag, cu NBA. A jucat perfect, ai dat primele două ață, băi, ață. Da, era ușor, treia la fel, era treia. E ușor, nu. Am ajuns la jumătatea meciului, 5 la 5. Duelul acum între Grațiela și Carina. 3, 2, 1. Ambele concurente au punctat prima oară pe traseu. Sunt neînvinse. În urma acestui duel însă, una va pleca, din păcate pentru ea, cu capul plecat. Hai să vedem acum. Tehnici diferite în piscină. Carina a notat Grațiela, a mers, însă ajung aproape în același timp. Pare ceva mai puternică de partea războinicilor Carina. Hai să vedem care va reuși însă să puncteze. Bravo! Mai au un singur obstacol până când să arunce mingile la coș. În același timp ies fetele din groapă. Trebuie să se concentreze, este egalitate. Acesta este un punct extraordinar de important. Aruncă! Prima, Carina reușește, nu, ratează Carina, ratează și Grațiela. Reușește însă Carina să puncteze. Are avantaj în fața Grațielei și mai bagă o minge. Mai e nevoie Carina de o singură minge și aduce punctul 6 la 5 pentru războinici. Și a găsit cadența Carina. Data viitoare, când o fi, spuneți-mi, Maia a băgat două, a băgat trei, a băgat una. Le da destul de repede, arăta și... Și-a dat bine cu aruncarea de basket, am dat foarte. Concentrată complet la final. Concentrezi. Și te lași puțin pe genunchi, că oricum ai da. Și așa, și așa, nu contează. Puțin presați. Te dai din cu. Din nou avans pentru războinici, este 6 la 5 în fața faimoșilor. Acum putem spune că avem duelul accidentaților. Prima dată pe traseu, Ghiță s-a lovit la cap, iar Cristian la ambele picioare. Hai să-i vedem cum se descurcă a doua oară pe traseu. 3, 2, 1!
Deși s-au lovit, ambii au câștigat prima dată pe traseu. Ghița a punctat în fața lui Remus, iar Cristian în fața lui Raul. Și iată acum dând din nou totul. Foarte multă energie văd la acești doi concurenți. Foarte multă determinare. Nu se menajează deloc. Fiecare dintre ei dorește punctul. Se vor distanța războinicii sau egalează faimoșii? Hai să vedem. Cum va arunca Ghiță? Cum va arunca Cristian? Aruncă primul Cristian. O minge. Ratează. Ghița aruncă alfa. Aruncă cu două mâini. Punctează Cristian. De două ori. Două mici, una după alta. Cristian lovește inelul și intră a treia. Incredibil punct adus de Cristian. 7-5 pentru războinici. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Nu se poate, nu! L-a omorât pe Ghiță. La antrenament. Doctor! Doctor! Asta e doctor. Da, doctor, doctor. De ce? Haideți aici să te ne facem. Doctor, doctor, doare plângerea, doctor. Băi, sărim, mă. Asta-i, mă, bravo, mă, bravo, bate-i, bate, bravo. Hai să ne concentrăm, bravo, gata, concentrați pe voi, da? Concentrați-vă pe voi, hai. Deci am văzut de făcut la jocul lui, mă, la jocul lui, la jocul lui. Ai rupt, mai sărit din prima dată. Băi, e tibia. Uite, când întind acum, mă doare pe lateral, e colateralul. Cer scuze. Nu mai merg. Nu se mai merge. Nu mai merge așa. Frate, eu... Deci mă doare până mă duc oaselor. Te cred. Și ești sportiv de performanță. Tu n-ai... Nu-ți stă în fire și nu-ți stă în sânge să te dai accidentat. N-ai cum. Îți convins. Mi-a zis acum Raul că tu ai șuruburi în picioare. Am. Deci nu vine să cred că tu ai venit în situația asta aici. Mie nu vine să cred. Bravo, frate. Eu sper să nu fii nimic grav. Am simțit că urc. Da? Și nu mai puteam să alerg. Și de-aia am tras până în capăt. Ok. Am pus că e o punct. Ok, calm. Nu mai suport să văd că tot pățim niște lucruri de astea. Gata, Elena, hai că nu se întâmplă nimic. O să fie bine, Ghiță. Doamne, ajută să fie. Aduți la clinică, îi face radiografie și va fi bine. Bă, mi-a zis că nu... Îmi pare rău, nu l-am simțit. Mi-a zis că nu cred că poate să continue. Asta am înțeles. Așa a zis? Da, a zis i-a trăsnit. Iar el a avut probleme cu genunchiul. Are două operații. Înainte să spun Raul, mie nu m-a venit să cred. Adică nu vine să cred că o băiat e operat și are șuruburi în picior. Da, da. Și a zis că nu. El simte interior că nu mai. Nu mai știu cât mi-a nu zis. Nu mai poate să continui. Mi-a zis. A făcut numai antrenamente de la bazin, nu știu, 6 luni, recuperare, cea mai
oribilă parte din viața unui sportiv, exact. Recuperarea după accidentare. Și au avut accidentare gravă. O oră în șir de stai în sală. În și să fii conștiincios ca să te refaci. În apă, în tratamente, fizioterapie. Știu, sunt și operată, am avut și o fracturi. Am avut și o fracturi, dar nu așa grele. Echipa asta roșie e blestemată să nu, Coaste, mai avem de continuat un meci, hai să ne focusăm. Mai am eu de intrat, mai am Ghiță. Le analizăm apoi. Hai pentru Ghiță. Pentru Ghiță, exact. Ca accidentarea lui să nu fie în zadar, măcar, că a muncit băiatul, a dus în zadar. Hai, ne motivăm un pic mai tare. 3, 2, 1 și Ghiță! S-a accidentat Ghiță la piciorul drept. Acel genunchi cu care recunoaște acum în trecut a mai avut probleme. Să sperăm însă că de data asta nu este nimic grav. El este transportat la spital pentru investigații suplimentare. Revenim însă la joc. Este 7 la 5 pentru războinici și se duelează acum Asiana cu Lola. 3, 2, 1. Lola este curată, după cum o vedeți. Este prima oară pe traseu. Asiana, a doua oară însă, a fost învinsă, nu a reușit să puncteze. Așa că acum oricare dintre ele va câștiga, va aduce primul ei punct echipei. Care va fi? 7 la 5. Se distanțează războinicii sau reduce Asiana din diferență? Lada cu noroi. Prima, urmează groapa. La egalitate cele două. Se vede că își doresc foarte mult să demonstreze echipei că sunt concurente care trebuie să rămână. Oricare dintre ele ar putea fi propusă spre eliminare. Aruncă Asiana, gatează și Lola. Lovește inelul Lola. Reușește acum o lovitură Lola. Avantaj pentru albaștri. Aruncă în continuare Asiana, o dezavantajează puțin proba asta pentru că este foarte mică de înălțime. Dar și Lola este la fel. Punctează și Asiana acum. Egalitate între cele două. Și încă o dată punctează amândouă în același timp. Care va reuși să aplice lovitura decisivă este Lola. Lola reușește să aducă un punct echipei. Este 8 la 5 pentru războinici. Bine, ai ajuns bine. Nu a fost bine, că dacă era bine, veneam cu punct. Nu, la modul că ai tras foarte bine pe traseu, ai ajuns aici, a fost efectiv de șansă. Mi-a lăsat șansa, că nu-i numai șansa. Asiana, încearcă, fiecare încercăm să spunem lucruri pozitive. Înțeleg și știu. Hai, războinici! Hai, vă rog, hai, nu! Hai, războinici, asta! Hai! Hai, războinici! Hai, la baie cu nămol! Ce zic, să te lăsăm? Păi tocmai asta am spus.